Salut și bine ai venit pe canalul nostru dedicat filmelor și serialelor. Astăzi vom începe prezentarea celor mai populare seriale turcești care au fost lansate în anul 2023. Toate producțiile despre care vom vorbi au fost traduse în limba română și pot fi găsite pe internet. Apreciază eforturile noastre cu un like. Este o modalitate absolut gratuită să susții acest canal. Abonează-te dacă încă nu faci parte din comunitatea noastră și activează toate notificările pentru a nu rata continuarea. Și hai să începem! Familia. După moartea tatălui său, Aslan Soykan a fost nevoit să devină capul familiei și să preia afacerile. Chiar dacă are un frate mai mare, care după obicei ar trebui să ia această responsabilitate, Aslan este unicul în stare să mențină ordine în legăturile periculoase și nu chiar legale din interiorul întreprinderii fondate de părintele său. Cu toate acestea, doamna Hulia nu se poate obișnui cu faptul că feciorul său deja este un bărbat matur. Din frică să nu-i scadă influența asupra lui Aslan, geloasă și cu ură, se uită la domnișoarele cu care tânărul începe o relație. Legătura aceasta obsesiv-posesivă o impune pe doamna Hulia să se implice în toate relațiile feciorului iubit, dar cele care îi par prea serioase le sabotează fără a sta mult pe gânduri. Cu Devin însă lucrurile vor merge pe altă cale. Cunoscând-o întâmplător, Aslan nici nu și-a dat seama cum s-a îndrăgostit de tânăra misterioasă, însă fiind psiholog, Devin din start a înțeles cât de bolnave sunt relația mamă-fiu în familia Soykan. Dorind să-l ajute pe Aslan să iasă din influența doamnei Hulia, dar și curioasă cât de departe este în stare să meargă aceasta pentru a-și păstra feciorașul, Devin tot mai tare se atașează de chipeșul Aslan. În sfârșit, doamna Hulia va întâlni o rivală capabilă să-i opună rezistență în lupta pentru dragostea lui Aslan. Ascunde-mă! Naz a fost obișnuită că orice capriciu al său este o poruncă, dar persoanele care o înconjoară sunt doar marionete care îi satisfac dorințele. Această educație a transformat-o într-o domnișoară insuportabilă. Egoistă, alintată, isterică și agresivă, Naz devenea o furtună dacă ceva nu era pe placul ei. Doar Ingelia știa să o calmeze în accesele ei furioase. Ei bine, nu chiar să o calmeze, Ingelia era unica persoană capabilă să suporte avalanșa de ură, mânie și loviturile lui Naz până aceasta se calma. Fiind orfană și neștiind ce este dragostea, fără cineva care să o apere și să o ajute, sărmana Ingelia niciodată nu încerca să iasă din această relație toxică, ba chiar considera că Naz o iubește, doar că o face în felul său. La fel credea și Naz, doar atât timp cât Inge răbda toate apucăturile sale. Orfana mereu va avea un acoperiș deasupra capului și o bucată de pâine pe masă. Situația însă se schimbă când în viața celor două revine Mete, logodnicul lui Naz. Deloc încântat de ideea să-și unească destinul cu o psihopată ca Naz. Mete totuși nu are scăpare, deoarece această căsătorie, aranjată mulți ani în urmă, trebuie să unească familiile lor influente. La fel de neplăcută, această situație este și pentru Ingelia. Din copilărie este îndrăgostită de Mete, care deja și-a uitat că ei au crescut împreună. Înțelegând că acum este unica șansă să trăiască iubirea vieții sale, Inge prinde curaj și petrece o noapte cu Mete, o întorsătură care va schimba pentru totdeauna destinele celor trei. Și dacă mă iubești mult? Sau ce se întâmplă dacă iubești foarte mult? Decesul mamei sale a marcat viața lui Ateş Arkalı. Trecând greu prin această perioadă, adolescentul a devenit incontrolabil și a fost trimis la internat. Între timp, domnul Arkalı s-a recăsătorit și noua soție i-a născut 3 copii. Supărat pe acesta, că așa rapid și-a găsit fericirea lângă o altă femeie, dar în locul său și-a făcut alți copii, Ateş a rupt toate legăturile cu tatăl și frații săi vitrici. Ani de zile, bărbatul nu știa nimic despre părintele său și nici nu-i păsa de el. Totuși, într-o zi, un apel telefonic îl face să se întoarcă acasă. Tatăl său a decedat și acum el este director general la holdingul Arkalı, însă cu o condiție. El va deveni tutorile fraților vitrici. Chiar dacă a fost surprins de această dorință, deoarece și-a văzut frații doar de câteva ori și practic nici nu-i cunoștea, Ateş acceptă provocarea. Pentru a supraveghea copiii, Ateş o angajează pe Leyla,
care din start a găsit limbă comună cu cei mici și părea o tânără fermecătoare. Însă proaspătul tutore ar trebui mai bine să verifice angajații, pentru că frumoasa Leila de fapt este o iscroacă pricepută. Ea seduce bărbații înstăriți și silește să se căsătorească cu dânsa, dar în seara anunții, împreună cu complicii săi, fură toți banii și cadourile prețioase, lăsându-și mirii cu inima zdrobită și buzunarele goale. Dar în casa lui Ateș a nimerit întâmplător, încercând să fugă de rudele mirelui, care s-au priceput că au fost trași pe sfoară. O persoană complet diferită. Tragedia trăită în copilărie a separat conștiința lui Kenan în două personalități diferite. Pe de o parte este el, Kenan Ostiuk, feciorul procurorului general, un prezentator de știri la cel mai important canal TV din Turcia, un bărbat carismatic care este binevenit la orice petrecere mondenă, dar oamenii îl recunosc pe stradă și cred orice cuvânt rostit de acesta la știrile de la ora 8 seara. Pe de altă parte este Dogan Kaya, un suflet măcinat de ură și dorință de răzbunare. Mult timp despre latura întunecată a lui Kenan știa doar tatăl său, care spera din toată inima că Dogan nu se va întoarce niciodată. Într-o zi, la marginea pădurii, este descoperit corpul mutilat al unui antreprenor renumit. Investigarea cazului este preluată de Leila, o tânără procuror cu un simț acut de dreptății. Acum pe masa sa este dosarul sărmanului afacerist și Leila, entuziasmată, se apucă de acest caz întortocheată. Între timp, dorind ca să fie auzite și înțelese motivele, ucigașul ia legătură cu prezentatorul Kenan și începe să-i trimite fotografii și scrisori în care explică cauzele acestui umor și celor care vor urma. Deoarece Kenan este unicul cu care comunică ucigașul și ar putea să ajute la prinderea acestuia, tânăra procuror încearcă să se țină cât mai aproape de prezentator. Însă cu cât mai mult timp Leila petrece cu Kenan, cu atât mai tare se înfurie Dogan. Ego. Vestea că este grav bolnavă și necesită o operație complicată a dat peste cap lumea lui Sibel. Tânără și frumoasă, bogată și influentă, așa lucru pur și simplu nu putea să-i se întâmple. Dar și mai dureros este faptul că după operație ea nu va avea copii. Nu că i-ar dori tare, dar acum știind că nici nu-i va avea, se pare că instinctul matern este mai acut ca niciodată. Un an este timpul maxim cu care poate să amâne intervenția. Deci are doar 3 luni de zile să găsească un tată perfect pentru unicul său copil. O misiune aproape imposibilă. Fiind presată de timp, Sibel începe să atragă atenția la bărbații care o înconjoară și se pare că este unul care îi satisface criteriile de căutare. Directorul financiar, Irhan, este atrăgător, deștept, sever la prima vedere, însă sensibil în realitate, educat și nobil. Da, așa bărbat ar putea fi tatăl copilului său. Însă este o mare problemă. Irhan este logodit cu Elif, iubirea sa din copilărie, și cei doi îndrăgostiți, Lulea, deja se pregătesc de nuntă. Dar Sibel nu se va lăsa așa de repede. De curând, ea a aflat că tânărul s-a aventurat într-o afacere riscantă și a pierdut o sumă considerabilă de bani, iar acum riscă să pierdă nu doar casa, dar și iubita. Înțelegând că poate folosi această situație spre binele său, Sibel îi face lui Irhan o propunere. Ea va achita toate datoriile acestuia, în schimb la 3 zile petrecute cu dânsa. Cam atât pentru azi. Nu ezita, scrie impresiile tale despre serialele prezentate mai sus. Deja le-ai văzut sau nu? Ți-au plăcut sau nu prea? Orice părere este binevenită și apreciată. Nu uita să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o și să activezi toate notificările pentru a fi la curent cu toate videoclipurile postate de noi. Ne auzim în clipul următor!